Țasei sunt prezenți în sală, reprezentanții mediului de afaceri și autorităților locale, acuși o să facem cunoștință unul cu altul din trei răioane, Cimișlia, Vulcănești și Comrat. Corect, da? Din start... Păsărăbească. Păsărăbească aici. Foarte bine atunci, foarte bine. Și Păsărăbească, da? Noi ne vom strădui, prezentări la noi sunt în limba română, dar la întrebări poftim în orice limbă, fiindcă aici am văzut colegii din Comrat, putem să vorbim și în limba rusă. Eu mă numesc Svetlana Țurcanu, coordonez serviciu comercial, comerț interior a Ministerului Economiei. Dar am venit cu o echipă de colegi din partea Ministerului Economiei pentru a vă prezenta obiectivele, programele asupra căror lucrăm. Dar, în general, Ministerul Economiei și-a impus așa un obiectiv pe platforma incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova, care sunt 9 la număr, să se transforme într-o platformă de discuții funcționale, unde se întâlnesc organele statului, reprezentanții autorităților locale și mediul de afaceri, pentru a discuta problemele, constrângerile cu care dumneavoastră vă întâlniți zi de zi în atribuțiile dumneavoastră de serviciu, în special în dezvoltarea mediului de afaceri. Astfel, astăzi discuția vom împărți, o vom delimita -o așa după prezentări. Ne-am impus că primele două ore, începând cu ora 10 până la orele 12, să vă aducem la cunoștință prezentări la subiectul implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și anume pe acordul de liber schimb, de CFTA, cum este cunoscut. Ne-am impus să vă aducem prezentări cu noile programe și oportunități și asistența tehnică din partea partenerilor dezvoltare pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Este reprezentant din partea ODIM-ului, Organizației de Susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova, juristul instituției domnul Petru. La fel o să spună despre programele care sunt coordonate de ODIM. Pe scurt, vom aduce unele constrângeri în reforma regulatorie și domnul Casian, director, dacă și dumneavoastră să veți o prezentare, da? Adică pe parcurs ne includem în discuții. Dar acum, ca să meargă mai productiv masa rotundă noastră, hai spunem așa, o să vă rugăm fiecare să vă prezentați ca să vedem care e audiența, cam cât este ponderea mediului de afaceri. Bună ziua, здравствуйте! Меня зовут Левченко Диана, я представляю проект Мирового банка по улучшению конкурентоспособности, я являюсь координатором регуляторной реформы. Необходимо переводить? Sunt coordonator reformului proiectului Băncii Mondiale pentru ameliorarea competitivității și mă numesc Diana Levchenko. Cu plăcere o să vă răspund la întrebările pornite la capitolul 2, ce ține de constrângeri, probleme cu care vă confruntați zi de zi în desfășurarea, lansarea și închiderea afacerilor. Vă mulțumesc! Bună ziua! Reprezint proiectul Uniunii Europene, sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare a acordului de liber schimb. Mă numesc Verica Bejan și sunt expert în domeniul barierelor tehnice în calea comerțului. Vera Emișlie, sunt specialist principal în secție economie, Consiliul Regional Basarabească. Maria Guzu, director SRL Cristal Alec de Basarabească, comerț și servicii. Bărăma Valiu, specialist agenției pentru care pot să zbuncă Basarabească. Olișteanu Tatiana, Consiliul Regional Basarabească, secție economie. Și deci am venit astăzi pentru a obține cele mai bune informații, pentru a putea merge spre o cale mai bună și mai demnă. Cebanu Victor, specialist principal în secție economie Basarabească. Bună ziua, mă numesc Silvia și reprezint firma individuală Andrei Frunză. Încă o dată vă rog mult, agenții economici, vorbiți mai tare, mai vreți să cunoaște profilul acestui. Bună ziua, mă numesc Frunză Andrei, sunt rezident a incubatorului din Cimișlia și profilul sunt servicii foto-video. Numele Ștefan, reprezint compania Corner Market. Este o companie care comercializează produse alimentare, legume și fructe. Mă numesc Aurel Buzilan, sunt directorul firmei Valaurel Com SRL, sunt rezident al incubatorului de afaceri din Cimișlia, firma se ocupă creșterea crăpeliței. Mă numesc Comerzan Igor, sunt
administratorul SRL Comerzan Latifundiar. Prestăm servicii de proiectări, plantațiilor multianuale, proiectelor în ceea ce e legat de terenuri, inclusiv contabilitate. Склама мандой, Екстерио Лекш, Коробчану Ирина, Сереле Екочем Енерджи. Не окупам ку системе де инкалзире компостибилу солид ши енергия солара, колекторали ши фотоволтайка. Ну шо Олег ку агрикутор. Dar cum merge o activitate, merge alta. Asta e foarte. Da. Spune Stanislav Cramcininov, un agent local, începător prin programul PNAED. La moment ne ocupăm cu publicitatea, birotică, producerea de papetărie și alte servicii. Numele meu este Olga Costovanu, bună ziua, sunt manager incubatorului de afaceri din Cimișlia. Despre incubator, cred că mai la final o să vă povestesc mai multe. Cu ocazia întâlnirii aș vrea să salut și din numele Consiliului Raional Cimișlia, președintele raionului și vicepreședintele și avem doamna Natalia și Cadeții Economiei, care să vă salute din numele Consiliului Raional. Și la final neapărat vă prezentăm rezidenții incubatorului, vă povestim mai multe. Bună ziua, mă numesc Vitrașco Cristina, sunt din raionul Ialoveni, secție Economie, specialist superior. Bună ziua, Sergiu Candu, primar de Văsieni din raionul Ialoveni. Mă bucur că sunt aici și sper să facem cunoștință și să avem o colaborare frumoasă. Bună ziua! Ana Anastas, secție Economii, ocupăm cu dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. Bună ziua, Ușor Mircea, specialist Ialovin, secție Agricultură, Consiliul Raional Ialoveni. Bună ziua, dragi colegi! Eu sunt Natalia Răleanu, șef direcție Economia Consiliului Raional Cimișlia. Mă bucur nespus să fiu aici împreună cu dumneavoastră, să mă bucur pentru realizarea noastră frumoasă, pentru că până la incubator noi am mers mulți, mulți ani. Noi am fost acei care până în final am reușit să facem acest incubator și mă bucur pentru rezultate. Bună ziua, mă numesc Căpățână Victoria, sunt specialist principal în direcția economiei și atragere investițiilor, Consiliul Raional Cimișlia. Добрый день, Гагаузия вас приветствует всех, мы ваши соседи. Зовут меня Людмила Гербалы, я начальник отдела маркетинга и поддержки предпринимательства Главного управления экономического развития Гагаузии. Рада встрече с вами, думаю, что сегодня мы поделимся опытом, как у нас в Чедерлонге работает бизнес-инкубатор, увидим, узнаем, что нового у вас есть. Если будут какие-то вопросы, с радостью поделюсь ответами на них. Удачи всем! Всем и плодотворной работы. Спасибо. Bună ziua! Mă numesc Crado Angela. Eu sunt pentru prima dată aici. Întreprinderea noastră este acum la moment nouă și sunt contabil șef la întreprinderea Frigocop. Întreprinderea noastră se va ocupa cu păstrarea strugurilor de palmă, a prunelor. Agricultura, agricultura, ducerea, da? Da. Și agricultura, ori păstrare numai, păstrare și comercializare. Aveți depozit frigorific? Da. Bună ziua, eu sunt Maria Cunășov, sunt director Agenției Dezvoltare Regională Sud și, sincer, mă bucur foarte mult că în Cimișlia avem incubator de afaceri, fiindcă eu sunt de aici. Ceea ce ține de regiunea Sud, într-adevăr, noi construim și drumuri, sisteme de apă și sanitație, dar fără o dezvoltare economiei, noi practic degeaba facem aceste lucruri. De ce mă bucur că și la noi și am înțeles că e o săptămână business-ului și se fac așa întruniri cu antreprenori unde se vor face schimb de experiență, eu sper, și se vor prelua practici bune de la alți antreprenori care duc o activitate bună, astfel să dezvoltăm și noi economia țării, fiindcă este foarte necesară. Eu vă doresc succes și o să fie cât mai productivă ziua. Bună ziua, mă numesc Irina Danilov, sunt șef filiala Cimișlia, compania Starnet, deci
liber acces la prestarea serviciilor internet, televiziune și telefon. Sunt Stella Ciobanu, reprezentant din Combank, secția marketing. Partenerii noștri. Bună ziua, mă numesc Vitalii Țviatcăv, eu sunt administratorul filialei 12 Rașul Cămărat. Deoarece nu știu prea bine limba de stat, eu vă spun în limba rusă, eu înțeleg, dar așa. Я представляю Финкомбанк, директор филиала. Мы работаем на юге достаточно плотно. Один из самых крупных филиалов. Мало того, с Чемишлей нас связывают не только границы, но и агентство Финкомбанка в Чемишлей открывали тоже мы. Становление было и очень плотное сотрудничество с экономическими агентами из Чемишлей. Поэтому всем желаю удачной работы, удачных контактов, потому что лишних встреч не бывает. Все встречи важны. Всем удачи и надеюсь, что мы будем партнерами. Спасибо. Михай Ботнару, Чемишлия. Благодаря Царнянцу Ботнару, Молку, Агрикультура. Vedeți că este o audiență bogată. Pentru prima dată avem și reprezentantul Agenției de Dezvoltare Sud, Dezvoltare Rurală. Ne bucurăm foarte mult. Din partea mediului de afaceri sunt reprezentați, după cum am văzut, din sectorul agricol, din sectorul comerț, din sectorul de procesare și depozitare a fructelor și legumelor, telefonie mobilă și așa mai departe. Da, biomasă, da, și energie solară. Vă salutăm și acum, ca să fim mai flexibili, de acum procedim la prezentări. Primul subiect, doamna Viorica Bejan, după cum v-a spus, este expert în eliminarea barierelor tehnice pentru implementarea acordului de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Deci, prezentarea mea se va axa pe două subiecte, referitor la acordul de asociere la general, acordul DCFTA în special și mai în special barierele tehnice în calea comerțului, ceea ce ține, cum dumneavoastră știți, cunoașteți toți absolut, standardizarea, evaluarea conformității. Deci, știți foarte bine că în anul 2014 Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La procederea acestei semnări, încă din anul 2010, experții din Republica Moldova s-au bazat pe cadrul de cooperare care există în Uniunea Europeană. Merge vorba despre comerț, politica de securitate și de cultură. Principalii piloni care stau la baza pieței Uniunii Europene, care dorim foarte mult și noi în Republica Moldova să implementăm la noi în țară prin legislație care o transpunem acum, este libera circulație a mărfurilor, deci comerțul liber, absolut comerțul liber cu toate țările UE, libera circulație a serviciilor, deci oricare persoană din Republica Moldova să aibă acces la serviciile transparente care sunt aplicabile pe piața Uniunii Europene, libera circulație a forței de muncă. Știți foarte bine că noi acum avem libera circulație a persoanelor, libera circulație a forței de muncă noi încă nu avem, dar ăsta este unul din principiile de bază spre care Republica Moldova încearcă să negocieze cu Uniunea Europeană. Și libera circulație a capitalului. Acordul de asociere, vreau să vă zic că este un acord foarte specific. El a fost inițiat pentru țările parteneriatului estic, țările cum sunt Moldova, Ucraina și Georgia. În premier, Uniunea Europeană a negociat așa un tip de acord și a deschis absolut toată piața către forța de muncă, capitalul, serviciile, mărfurile care sunt din Republica Moldova. Exact la fel și cere și de la Republica Moldova să-și deschide treptat piețele pentru aceste subiecte. Acordul de asociere pe care l-a negociat Republica Moldova are 4 capitole generale: politica de securitate și comună, justiție și afaceri interne și așa numitul acordul de liber schimb, acordul DCFTA. Și diferite subiecte pe mediu, știință, transport. Deci acordul DCFTA. Deci este un acord înglobat în acordul de asociere, acordul de comerț liber. Capitolele care sunt dedicate acestui acord de comerț liber sunt capitolele 4 și capitolul 5 din acordul de asociere. Noastră, în orice moment, puteți deschide site-ul Ministerului
de externe și integrări europene sau site-ul Ministerului Economiei și vedeți absolut textele atât acordului de asociere înglobat cu acordul de liber schimb, acordul de liber schimb separat, precum și vedeți toate raportările pe care le face Republica Moldova către Comisia Europeană. Vreau să vă zic că acordul de asociere, pe lângă niște subiecte generale, subiecte juridice, prevede niște și subiecte cu caracter obligatoriu, pe care Republica Moldova este obligată să le execute pe un termen care a fost negociat în cadrul de negocieri. Deci, să discutăm despre acordul de liber schimb, acordul de CFTA. Acordul de CFTA presupune crearea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Scopul principal a acestui acord este deschiderea reciprocă a piețelor pentru produsele din Uniunea Europeană și produsele din Republica Moldova, precum și a serviciilor. Acordul de CFTA presupune liberalizarea graduală până la 10 ani din momentul semnării, deci din 2014 până la în decurs de 10 ani presupune liberalizarea graduală a pieței. Vreau să vă zic că atunci când s-a negociat acordul, Republica Moldova a impus unele restricții față de produsele care vin din Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană și-a deschis piața complet pentru produsele din Republica Moldova cu condiția toate produsele fabricate pe teritoriul țării vor fi corespunzătoare cu toată legislația Uniunii Europene. Acordul de liber schimb presupune iată aceste componente, comerțul cu bunuri și servicii, libera circulație a forței de muncă, reducerea taxelor vamale, reducerea barierelor tehnice, abolirea restricțiilor cantitative și armonizarea legislației Republicii Moldova la legislația Uniunii Europene. Până în 2014, Republica Moldova a beneficiat cu Uniunea Europeană de un acord de comerț simplu, așa numitul acord ATT, care, în principiu, descrie numai niște probleme care țin de beneficii la exportul mărfurilor și la importul în Moldova și în Uniunea Europeană. Acordul ATP a fost negociat pe un termen limitat, pe când acordul de CFTA, după cum dumneavoastră vedeți, este un acord multilateral, încheiat pe o perioadă nelimitată. De ce anume a fost necesar de încheiat acest acord multilateral și pe perioadă nelimitată? Fiindcă e foarte necesar pentru Republica Moldova, pentru ridicarea economiei țării, atragerea investițiilor străine. Acordul de CFTA va oferi Republicii Moldova un cadru necesar pentru modernizarea relațiilor sale comerciale. Deci acordul de CFTA presupune că atât producătorii locali cât și investitorii străini vor avea o afacere durabilă pe teritoriul Republicii Moldova și mărfurile care vor fi produse în cadrul acestui acord vor fi competitive pe piața Uniunii Europene. Mai mult ca atât, acest acord presupune eliminarea taxelor vamale. În marja de 100, 99,5, deci taxa vamală va fi eliminată pentru exportul sau importul pe teritoriul Republicii Moldova. Acordul de CFTA, cum v-am zis, diferă absolut de acordul ATP. El are două elemente cheie, acest acord. Primul element cheie este liberalizarea comerțului prin eliminarea taxelor vamale. Deci primul element cheie se referă la simplu acord ATP. Al doilea element cheie, care e un efort mare pentru Republica Moldova, preluarea normelor și standardelor Uniunii Europene. Se discută despre evaluarea conformității, reguli sanitare și fitosanitare, proprietatea intelectuală, achiziții publice, transport, energetică, toate domeniile economiei naționale. Acest acord
acopere absolut toate domeniile economiei naționale, cu condiția că Republica Moldova va transpune legislația și va o implementa, legislația Uniunii Europene. Vreau să vă zic că acesta este un exercițiu destul de complicat pentru Republica Moldova. În termen de până la 10 ani, Republica Moldova este obligată să transpună legislația națională mai mult de 350 de legi și directive, regulamente, decizii a Uniunii Europene. Și sperăm că această legislație transpusă și implementată va facilita comerțul liber în corespundere cu acordul OMC, acordul Organizației Mondiale a Comerțului, la care Republica Moldova face parte. În procesul de negociere, specialiștii Ministerului Economiei pe domeniul produselor industriale au identificat careva excepții pentru produsele din Uniunea Europeană care vor fi importate la noi în țară. Ce se are în vedere? Deci, au fost identificate așa domenii ca industria de textile, mobilă, materiale de construcție și chimice, în care noi avem producători locali și pe aceste domenii noi avem export destul de înalt în țările Uniunii Europene. Pentru a proteja producătorul local și a noi crea impedimente în procesul de modernizare a tehnologiilor, în procesul de renovare, s-a decis și s-a negociat cu Comisia Europeană că reducerea graduală a taxelor pe aceste domenii va fi în decurs de 3, 5, 7 ani. Deci pentru produsele date, Republica Moldova a pus careva bariere, deci bariere vamale pentru produsele importate din Uniunea Europeană, pe când Uniunea Europeană nu a pus în domeniul dat niciun fel de bariere, numai condiția că toate produsele să fie în corespundere cu normele Uniunii Europene. Pe domeniul produselor alimentare, la fel au fost unele derogări. Ele sunt foarte mari, o să le găsiți specificate, foarte concret, o să le găsiți în acordul de liber schimb. Eu aici vă prezint la general. Uniunea Europeană a acordat pentru export cote următoarelor produse: cereale, carne de porc și de pasăre, produse lactate. Vreau să vă zic că acum, în toamnă, a avut comitetul de asociere, unde Republica Moldova și-a prezentat progresele și-a raportat în fața comisiei referitor și la utilizarea acestor cote. Numai pe domeniul cereale noi am îndeplinit tot ce ne-a propus Uniunea Europeană spre export. Cei ce ține de carne, de porc și de pasăre, produse lactate, vreau să vă zic, Republica Moldova în domeniul sanitar și fitosanitar încă nu este gata pentru a exporta produsele în Uniunea Europeană. Deci produsele noastre încă nu sunt în deplină conformitate cu cerințele Uniunii Europene, mai mult că atât nici legislația noastră în domeniu nu este în conformitate. Acum, în primăvară, primăvara trecută, Ministerul Agriculturii a negociat cu Comisia Europeană transpunerea circa 200 de acte în domeniul sanitar și fitosanitar și acum negociază cu Comisia Europeană numai termenii de transpunere a acestor documente. Deci eu am observat că noi aici nu avem producători de produse industriale, dar oricum dacă la general pot răspunde și la întrebări ceea ce ține de produsele alimentare, cum se reglementează piața în Uniunea Europeană. Acum o să vă zic, dar cine știe, poate și o să avem producători în cea mai mare, în viitorul apropiat aici în Cimișlia. Deci bariere tehnice. Barierele tehnice în calea comerțului prezintă barierele non-tarifare. Reglementarea tehnică, standardizarea și evaluarea conformității. Comerțul liber. Știm cu toți, asta e un principiu foarte general a Organizației Mondiale a Comerțului. Comerțul liber cu produse se execută între țări numai atunci când sunt compatibile normele de reglementare dintr-o țară cu normele de reglementare din altă țară. Dacă aceste norme sunt compatibile, atunci mărfurile sunt lăsate fără niciun fel de impediment pe piețele țărilor care au încheiat aceste acorduri. Iată cât are de lucru Ministerul Economiei pe domeniile date în decurs din 2014 până în 2018.
de fiecare domeniu, câte regulamente, câte directive trebuie să, nu numai să le transpună, dar și să fie implementate până în anii, de, până în anii indicații ATPC slide, să fie implementate în, în economia națională. Vreau să vă spun că suntem în restanță foarte mare la acest capitol, ceea ce ține de transpunere noi cât de cât raportăm pozitiv față de Comisia Europeană, implementarea la noi șchiopătează din simplu motiv că toate aceste regulamente care sunt transpuse în legislația națională au în spate standardele europene armonizate. Deci atunci când eu vreau să fac, de exemplu, un produs de cosmetic, eu trebuie să mă bazez atât pe reglementarea tehnică, cât și pe procedurile tehnice, cerințele tehnice care sunt propuse în standardele armonizate, standardele EN. Într-o analiză făcută recent, vreau să vă zic că în Republica Moldova producerea produsele din domeniile iată aici marcate, mai mult se axează pe standardele veche GOST. Atât timp cât producătorul local o să fie axat pe standardele GOST, nu o să fie absolut discutabil plasarea acestui produs pe piețele Uniunii Europene, deoarece cerințele sunt diferite, ele diferă de standardul GOST, de standardul european EN. De obicei, la toate hotărârile de guvern acum se dă perioada de tranziție 2 ani până la intrarea în vigoare pentru ca producătorul local să reușească în acești 2 ani să-și modernizeze producerea, să-și învețe personalul, să-și găsească piețe de desfacere în Uniunea Europeană. Peste 2 ani, cum intră în vigoare hotărârea de guvern care aprobă reglementarea tehnică, produsul local va fi necesar să corespundă totalmente acestei reglementări și standardelor europene EN. Nerealizând acest lucru, dumneavoastră riscați să pierdeți și piața locală în principiu, deoarece una din cerințele de bază a Organizației Mondiale a Comerțului este acela că produsul autohton trebuie să fie tratat la fel ca și produsul care vine din import. Acordul DCFTA a elaborat un program de implementare a acordului de asociere și acest program a fost aprobat prin hotărârea Guvernului 808. O puteți găsi în orice program legislativ această hotărâre a Guvernului 88, care presupune obiectivele la care tinde Republica Moldova, în special adoptarea și implementarea standardelor europene armonizate. În 2015 noi avem obligația 40% din standardele europene să fie adoptate și implementate. Adoptate, da, dar cu implementarea, v-am zis că noi aici avem foarte mari impedimente. 2016 50%, 2017 60% din standardele europene, noi suntem obligați să le implementăm în economia națională. Odată cu adoptarea acestor standarde europene, noi suntem obligați să anulăm standardele conflictuale. Standardele GOST se anulează odată cu adaptarea standardelor europene. Și sunt încă un șir de obiective pe care sunt obligate să le facă instituțiile publice pentru a asigura măsurile de implementare a acordului DCFTA. V-am zis că acum masiv se transpune în legislația națională prevederile legislației Uniunii Europene. Vreau să vă zic că s-au modificat un șir de legi. Ele deja sunt în Parlament spre adoptare. Legea privind evaluarea conformității și acreditarea, legea privind standardizarea, legea privind activitatea de reglementare tehnică, toate aceste legi au fost modificate și în speță vreau să vă zic despre legea acreditării și evaluării conformității, deoarece este o lege orizontală care prevede
evaluarea conformității produsului și prevede procedurile de plasare acestui produs pe piață. Pentru a plasa un produs pe piață, dumneavoastră știți foarte bine că în dependență de reglementarea tehnică care există, trebuie să dețineți un certificat de examinare, așa el se numește, certificat de examinare de tip. Nu certificat de conformitate care este acum, dar un certificat de examinare de tip. Pentru a primi așa certificat de examinare, e clar că vă adresați la un organism de evaluare a conformității. Asta pentru piața locală. Pentru ca produsul dumneavoastră să fie plasat, de exemplu, în Uniunea Europeană, acest organism de evaluare a conformității la care dumneavoastră vă adresați, care vă eliberează certificatul, trebuie să fie recunoscut de către organismele competente din Uniunea Europeană. În acest sens, acreditarea națională a demarat procesul de recunoaștere, acordul mutual, ca certificatele eliberate pe teritoriul Republicii Moldova să fie recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene fără a mai efectua careva testări, careva evaluări suplimentare. Să sperăm că acest acord în primăvară vine echipa de evaluare la nivel de omologi din cadrul acreditării europene și până în toamna viitoare să sperăm că acest acord va fi semnat la nivelul instituțiilor publice. Totodată vreau să vă zic că în această lege ca nou s-a introdus un capitol nou care se numește colaborarea transfrontalieră. Dacă un producător local acum deja este gata absolut pentru a exporta produsul său în Uniunea Europeană, el să aștepte un an, doi, până vor fi gata instituțiile noastre publice, până va fi gata cadrul juridic național, legea permite ca dumneavoastră să apelați la un organism de evaluare a conformității străin din oricare țară a Uniunii Europene, a-l invita la producerea dumneavoastră, ei vă evaluează, vă permit să aplicați marcajul CE și cu acest marcaj dumneavoastră puteți plasa produsul atât pe piața europeană, cât și pe piața Republicii Moldova. Dumneavoastră ați menționat că taxa vamală va fi eliminată. Când? Taxa vamală se eliminează gradual, în dependență de produs. De producător sau de produs? De produs, în dependență de produs. Dumneavoastră deschideți acordul de CTA și acolo pe fiecare produs dumneavoastră o să vedeți care e taxa vamală și perioada de eliminare acestei taxe vamale. Adică ați spus 2-3 ani de zile, posibil că ea să fie eliminată, da? Da, în dependență de produs. Altă întrebare. Laboratoarele de standardizare care fac teste și alte, da, testările. Pentru producător, cine plătește pentru testările? Producătorul sau? Producătorul. Deci, păi ești bine, cam aproximativ. Cât costă? Ca să facă? Nu, păi, e interesant. Un produs, vă spun așa, adică, care la Cimișlea fi. Eu am tangență cu fructele uscate. Mă interesează, adică cât costă că eu pot să duc fructul ăsta uscat, de pildă pruna, în Europa, ne întrebiește că să fie certificat produsul ăsta. Eu certificatul ăsta, vă spun așa, 5 ani în urmă am cumpărat de la noi, deja era, adică așa alt sovietic care a spus dumneavoastră, vreo 20 de pagini, am plătit undeva 1000 de lei și pentru dânsele. Pentru că acolo era descris că cum el se usucă, cât el se păstrează și așa mai departe. Eu înțeleg că de data asta, cum mă spunește, că trebuie să aștept cineva să duc să-l facă și eu să-l cumpăr făcut gata deja, sau eu trebuie eu să fiu așa la primul care să depun, ca să plătesc toate cheltuielile și plătesc și la spunem văzut și pe miile și să-l iei făcut gata. Standardele acestea armonizate este un program de standardizare națională. În fiecare an, Republica Moldova adoptă în mediu cam 2000 jumate de aceste standarde europene armonizate. Noi le cumpărăm de la Organizația de Standardizare din România, de la ASRO. Toate cheltuielile sunt acoperite din bugetul de stat. Dar, deoarece standardizarea aceasta este standardele, după principiile organizațiilor internaționale, au dreptul de autor. Deci, către dumneavoastră, standardul dat ca producător, dumneavoastră al cumpărați, da, un preț simbolic
El, un standard mediu e vreo 70 de lei acum, după cât eu știu. Deci majoritatea cheltuielilor pentru cumpărare, pentru adoptare, pentru elaborarea copertei naționale sunt acoperite din bugetul de stat, o mică parte, deci, deoarece Institutul Național de Standardizare nu are dreptul să le ofere gratis aceste standarde, că este amendat de către organizațiile internaționale de standardizare. Și el se oferă producătorilor, ieșind din situația producătorilor, să oferă la un preț pur simbolic. Și ultima întrebare, practic dumneavoastră că m-ați răspuns, dar era așa, standardele ce e, sunt la noi în limba română, adică sau limba de stat. Toate standardele care se adoptă în Republica Moldova se adoptă în limba română. Numai atunci când standardul nu există clar la români, la București, nu există în limba română, dar economia națională cere acest standard, el poate fi adoptat ca prestandard în limba engleză, dar pe o perioadă de până la 5 ani. În acești 5 ani, comitetele tehnice naționale traduc acest standard și mai departe ei se adoptă în legea voastră, să găsesc standardizarea națională, își desfășoară activitatea în limba de stat a Republicii Moldova. Da, dacă pe parcurs apar notațele, vă rog, și la urmă le discutăm. Următoarea prezentare o să rog pe domnul Aurel Cazian. Nu? După... Bine. Următoarea prezentare e domnul Denis Dejan, reprezentant al Ministerului Economiei, va vorbi despre programe și oportunități de finanțare afacerii, cum accesăm fondurile, cum pregătim dosarul. Stimați invitați, azi vreau face o scurtă prezentare a proiectelor și programelor pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de către Ministerul Economiei, precum și oportunitățile de acces la finanță. Și primul proiect se numește dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local. Acest proiect are ca scop încurajarea inovațiilor în proces de înființare a IMM-urilor și în proces de dezvoltare a afacerilor pentru generarea de locuri de muncă la nivel local. Perioada acestui proiect este 2015-2018, este finanțat de către guvernul Ministerul Norvegian al afacerilor externe și este implementat de către SISLAB International și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare din Moldova. Este compus din trei componente. Prima componentă este instruirea ajustată și suport consultativ a antreprenorilor potențiali. A doua componentă se axează pe granturi de cofinanțare, deci finanțarea afacerilor. Și ultima, susținerea pentru autoritățile locale. O să mă axez aici la acest proiect pe componenta finanțării afacerii. Scopul acestei finanțări este stimularea dezvoltării inovațiilor în cadrul IMM-urilor, asociațiilor locale de afaceri, potențialilor întreprinzători cu idei inovatoare, absolvenților incubatoarelor de afaceri, prin oferirea de finanțare, servicii, tehnologii noi orientate spre piață, cu un potențial mare de comercializare. Suma acestui grant este suma maximă de $8,000 sau maxim 60% din valoarea totală a proiectului. Un alt proiect este antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forței de muncă, așa zisul SISLAB. Scopul acestui proiect, ca să înțelegeți, a fost prima fază care a fost finisată anul acesta și cea de-a doua fază a început din 2015, continuare va fi
2018. Acest proiect, scopul acestui proiect de a crea 5 centre de excelență în care în prima fază, care până la urmă au fost și create, Chișinău, Cahul, Rezina, Bălți și Comrat. Aceste centre au drept scop instruirea și asistarea șomerilor calificați, a migranților și a absolvenților în obținerea locului de muncă relevant în Republica Moldova. Cine poate beneficia? Noi absolvenți, șomerii cu studii superioare, emigranții reveniți în țară, indiferent de vârstă și apartenență etnică în experiența de muncă. Un alt program este competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, COSME 2014-2020. Scopul acestei finanțări este consolidarea competitivității a IMM-urilor și prin intermediul îmbunătățirii accesului la piețe, deci a îmbunătățirii condițiilor cadru pentru competitivitatea și durabilitatea IMM-urilor. Beneficiarii eligibili, deci conform apelurilor de propuneri lansate. Cine sunt? Companii, în special IMM-uri, autoritățile publice ale statelor membre. Cum putem aplica la acest proiect? Deci este pe pagina web a Agenției Executive pentru IMM-uri din UE, precum și pe pagina oficială a Ministerului Economiei puteți găsi informația detaliată. Deci, când se deschide apelul de propuneri, noi găsim lista cu documente și care necesită a fi completate în dependență de activitate, buget, adică activitatea antreprenoriatului care vrea să o desfășureze, să o dezvolte. Cum și, da, însă și este o mică problemă că la acest proiect noi putem să aplicăm doar în limba engleză. Adică avem nevoie iarăși de un educator, însă și noi putem să vă ajutăm ca autoritate. Puteți suna, puteți apela la noi. Pot să menționez că mi-a străveț broșurile cu toate proiectele gestionate de către Ministerul Economiei și într-o scurtă informație, consultatele de contact. Pentru orice informație, nu ezitați, vă rog frumos chiar să sunați, nu vă răspunde. Informația acolo scurtă este cu fiecare unitate de implementare la proiect, chiar și puteți discuta anume cu liderii cine implementează proiectul. Da. Iată, broșura aceasta. Da, broșura variantă. Uitați-vă. Este unitatea de implementare și cu datele de contact la fiecare proiect. Dacă nu toți au, sigur, este acolo cu noastră, vom să vă... Proiectul ameliorarea competitivității PAC 2. Acest proiect este un proiect unul major și aici vreau să să invit domnul Aurem Casian, liderul de echipă a unității de implementare. Bine, este un proiect într-adevăr important, considerăm noi. Este un proiect care a fost negociat acum un an între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială, care vine în calitate de donator. Acest proiect are mai multe componente și mai multe fațete. În primul rând, urmând scopul final care îl are acest proiect, ne dăm seama că el ține atât de suport direct, nemijlocit pentru agenții economici, cât și vine ca suport indirect în calitate de suport autorităților pentru a simplifica și a îmbunătăți relațiile între agentul economic și autoritățile publice care reglementează activitatea într-un domeniu sau alt. Una din componentele importante în cadrul acestui proiect este componenta de reformă regulatorie, unde
Banca Mondială vine cu resurse pentru susținerea Ministerului Economiei și altor agenții și autorități cu drepturi de reglementare pentru a simplifica procedurile de obținere a autorizațiilor, licențelor și altor acte permisive care creează la moment impedimente pentru dezvoltarea mediului de afaceri în sens de proceduri, în sens de costuri administrative, în sens de interacțiuni cu reprezentanții autorităților și așa mai departe. Alt obiectiv al proiectului, pe lângă simplificarea și îmbunătățirea mediului de afaceri, este accesul la finanțare. Pe parcurs voi vorbi despre oportunitățile care sunt deschise în proiect pentru finanțarea întreprinderilor din sectorul privat. Asta și este acea parte care ține nemijlocit de bani vii pentru mediul de afaceri, pentru agenții economici și un alt obiectiv care îl urmărim, de fapt cel de bază, este întărirea competitivității și capacității întreprinderilor din sectorul IMM la export. Deci vorbim despre, la fel, de niște bani reali, bani nerambursabili, care vor facilita și vor aduce, vor aduce o valoare adăugată agentului economic pentru a-și întări capacitatea la export. Componenta de granturi, care este în slide-ul respectiv, ține anume de acel suport care vine din partea proiectului pentru servicii care urmează să îmbunătățească și să întărească capacitatea întreprinderilor locale la export. Beneficiarul care este eligibil, dar sunt eligibile absolut toate întreprinderile din sectorul privat, care sunt sub umbrela definiției de întreprindere mică și mijlocie, adică numărul de angajați până la 250 de persoane, deci privat, nu sunt careva restricții ce ține de domeniul de activitate și de geografia activității. Important ca agentul economic să aibă un istoric de minim 2 ani, să fie exportator direct sau parte a lanțului valoric la export, ceea ce ar însemna să furnizeze componente sau să presteze servicii pentru un exportator direct, și să fie în stare să acopere o parte din cheltuielile pentru serviciile de consultanță care le solicită în proporție de 50%. Proiectul la rândul său vine cu bani, cu o sumă nerambursabilă în sumă de 200.000 de lei, care este finanțată la momentul îndeplinirii sau prezentării de către agentul economic al acelui produs care el și l-a planificat, sau serviciu de care a beneficiat, care și l-a planificat în start atunci când a apelat la proiect pentru a obține acest grant. Lista serviciilor care sunt eligibile, deci, mă repet, merge vorba despre serviciile de consultanță care sunt cofinanțate. Deci, în cadrul acestei componente, noi nu discutăm despre granturi pentru echipament. Vorbim doar despre servicii de consultanță care, în viziunea agentului economic, vor întări capacitatea lui la export. În lista acestora pot fi servicii, ca exemplu, elaborarea unui studiu de piață, colectarea informației despre piața pe care dorește să o acceseze agentul economic, interacțiunea cu potențial clienți, intrarea într-un rețele de supermarketuri și așa mai departe și așa mai departe. Deci este o listă destul de mare, noi nu o prezentăm. Pe pagina noastră web există o listă de activități care nu sunt finanțate, ci ar fi mai simplu să le enumăr acele ca să nu vă duc în eroare. Mai departe. Un alt component, la fel bani vii, care sunt în cadrul proiectului, sunt resursele unei linii de credit. În calitate de beneficiare, aici sunt la fel întreprinderile din sectorul privat, cu capital
privat, nu sunt careva restricții la domeniul de activitate, geografia activității și așa mai departe. O cerință este ca agentul economic să fie exportator sau să fie parte a lanțului valoric la export, adică să furnizeze componente sau să presteze servicii unui agent economic care este antrenat în activități de export la direct. Sunt oferite, aceste resurse sunt oferite atât pentru circulante cât și pentru investiții. Avantajul acestei linii de credit ar fi că ea este puțin mai ieftină decât resursele care sunt proprii, care sunt oferite de către băncile comerciale. Și sunt bani mai lungi, cu maturitate mai mare decât cele care sunt oferite de băncile comerciale. Pentru agenții economici din sectorul privat care solicită circulante, această perioadă este de 4 ani. Pentru agenții economici care solicită aceste resurse pentru investiții, perioada de maturitate este de 8 ani. Dobânda, am spus că ea este mai mică comparativ cu resursele care sunt oferite, resurse proprii care sunt oferite de băncile comerciale. În slide și în materialele dumneavoastră sunt datele de contact unde puteți apela pentru informații adiționale, ceea ce ține de condițiile, perioada, setul de documente necesar pentru a aplica concret la această linie de credit. Mai sus. Încă o dată. Asta care a fost. Agenții economici care sunt cointeresați în grantul de cofinanțare. Pe acest slide sunt toate contactele noastre, inclusiv pagina de pe internet, care o puteți consulta. Pe pagina de internet este absolut toată informația despre această componentă de granturi. La fel, puteți descărca și formularele care sunt obligatorii de a fi completate. Însă și procedura este una simplă în viziunea noastră. Sunt doar 4 documente sau 5 documente care trebuie să fie prezentate de agentul economic, plus o idee de proiect care urmează să o pună pe hârtie și să o prezinte în atenția proiectului pentru a fi examinată. Până la moment, proiectul fiind lansat acum o lună, la începutul lunii octombrie, noi deja avem 3 proiecte care sunt pe ultima sută de metri de a fi aprobate. Sunt agenții economici din diferite zone, bine, din partea asta deocamdată nu sunt. Sunt din partea de la Bălți 2 și din Chișinău. Sunt agenții economici antrenați în producere. Este producerea de pompe, producerea de cablu. Dar sunt, eu încurajez și profit de această ocazie de a avea un auditoriu aici în incubatorul de afaceri și încurajez agenții economici care solicită care consideră că se pot încadra în această componentă, dat fiind spuse acele cerințe minime care sunt minim 2 ani de activitate, activitate la export, fie dorința de a exporta în noi piețe de desfacere, eu îi încurajez să consulte pagina noastră web și să ne contacteze pentru informații adiționale.